Bun găsit din nou, stimați spectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi, emisiunea de promovare electorală. Invitata mea de astăzi este doamna Agripina Elena Cazan, candidat din partea Pro-România pentru funcția de primar a orașului Giurgiu. Sărmâinile, bun venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu drag, ați venit un pic cam supărat. Mi-ați povestit că s-au întâmplat o mulțime de lucruri, care de care mai interesante pe acolo. Mă rog, mie mi se par ca din filmele cu proști, ca să nu spun ca din Cascadorii Râsului. Dar trecând de hilarul situației și de ce nu îmbinat cu grotesc, aș spune eu, pentru că dacă e adevărat ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, eu n-am văzut, dar iau de bun ce îmi spuneți dumneavoastră, atunci mi se pare o chestie și hilară și grotească, dar și lipsită de bun simț. O să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți ce s-a întâmplat, ca să vedem, de fapt să auzim cu cuvintele dumneavoastră. Tocmai de asta am și ales această temă, campanie pe final cu contracandidați disperați după putere. Ziceți noastră, pe ce vă bazați când spuneți acest lucru? Ce s-a întâmplat? Mă așteptam ca ultima săptămână de campanie, cea în care am intrat acum, să fie o campanie bazată mai mult pe dialog între candidați. Dezbateri între... și din asta? Sigur că da, dezbateri în care fiecare să-și prezinte cât mai bine proiectele pe care le gândește pentru orașul Giurgiu. Cele mai bune, de ce nu, să fie premiate pentru că ar ieși câștigător. Doamna Gripina, în urma alegerilor. Candidați sunt atât de momalei, ca să spun pe românește, încât abia scot din gură două vorbe. Nu vorbesc neapărat de candidații care au fost prin studioul nostru, dar credeți-mă că sunt și astfel de oameni. Cum să vină unul din ăsta la o dezbatere? Ce să facă? Să-și dea singur cu stângul în drept? Eu așa m-am așteptat, sincer, pentru că eu așa m-am pregătit candidați toată campania. Care la un moment dat spuneau că s-au simțit nedreptățiți, că s-au simțit că au simțit că eu am avantajat pe alt contracandidat, un lucru pe care nu l-am făcut de altfel. Dar pentru simplu fapt că ei nu știau să spună altceva decât nu știu, nu pot, nu cunosc, pentru asta ei s-au simțit oarecum. Și de asta spun, e greu se face o dezbatere cu astfel de oameni. Ce să-ți spună? Avioane? Ce să-ți spună? Nici măcar avion, măcar avioane, dar dacă ar povesti despre avioane, ar fi interesant. Vă rog. Tocmai de aceea, aseară am fost foarte surprinsă când am văzut pe pagina de Facebook a unuia dintre candidați un sondaj realizat la nivelul orașului Giurgiu în ce înseamnă alegerile de duminică. În ce? În ceea ce înseamnă... În ce? Un sondaj de opinie realizat în orașul Giurgiu pentru ceea ce care vor fi rezultatele alegerilor locale de duminică. Am fost foarte surprinsă să văd că există foarte multă dezinformare în ceea ce înseamnă acest sondaj. Bineînțeles, câștigător era candidatul... Dezinformare sau manipulare? Manipulare, aveți dreptate, mai degrabă manipulare decât dezinformare. Și vă dau câteva motive. În primul rând, eu sunt candidat în momentul de față pentru funcția de primar a orașului Giurgiu. În acest sondaj, numele meu nu apare. Nu apare. Din ce apare aici în sondaj, este în dreptul partidului Pro-România, un nume, Cazan Cipriana. Nu m-a chemat niciodată Cipriana. Deci am eu un nume mai... apare Cazan Cipriana? Apare Cazan Cipriana. Hai că începe să mă distrez. Am un nume mai rar, dar totuși nu, Cipriana nu are nicio apropiere. Asta unde? La indicatori acolo? La indicatori, bineînțeles. Dacă așa, duminica viitoare ar fi alegeri, pentru cine ați reușit, ați opta pe cine ați vota? Și Ovidiu Vlad este primul de la PNL cu
un scor foarte mare de 47%, urmat așa, de Cărăguț cu 38%, urmat de alte alți dar candidați știți, și la un cine moment a dat și că trebuie să va trebui să precizăm lucrul ăsta. Sigur că da, tot de pe pagina de Facebook am văzut un articol de ziar care l-am văzut azi dimineața articolul. În articolul de ziar se spune că în perioada 4-14 a noua filiala județeană PNL Hunedoara a comandat și realizat un sondaj de opinie în orașul Giurgiu. Este specificată și societatea care a numele realizat ei, sondajul este important. Și scrie Regiopol Vest. Atât. Deci văd la sondaj realizat de Regiopol Vest? Realizat de Regiopol Vest. Atât văd la date tehnice privind sondajul vis-a-vis de această societate. Regiopol Vest. Că s-a realizat în orașul Giurgiu, că interviul s-a desfășurat față în față la domiciliu cetățenilor, că au fost pe un eșantion de 610 locuitori din Giurgiu și satele aparținătoare, ori mi s-a părut o mare minciună și, exact cum spunea dumneavoastră, o mare manipulare, pentru că în această campanie am fost în fiecare sat. Pe toate sondajul acela. Două sau faie din el. Cea principală. Cu datele tehnice? Da. Cu datele tehnice. Și aici o să mă ridic puțin, pentru că suntem la distanță, ca să păstrăm... Vă rog, mai aproape, împingeți-o puțin. Așa, aici ca să păstrăm distanța numele socială. Așa, lăsați-o pe asta. Deci, date tehnice privind sondajul de opinie realizat. Regiopol Vest zice că s-a realizat pe județele Hunedoara, Timiș, Calea și Severin Arad, că a fost făcut și în orașul Giurgiu, mă, taman în Giurgiu au nimerit. Da. În septembrie 2020, studii de piață, sondaje de opinie, seria Regiopol Vest, tip sondaj, metodă directă, interviuri față în față la domiciliul respondentului, ziceți dumneavoastră. Sigur, așa scrie. Adică nu ziceți dumneavoastră, scrie aici. Doar scrie că... Volumul realizat al eșantionului, 610 interviuri la nivelul populației 18+. Eroare statistică de plus minus 3,5% la un nivel de încredere de 95%. Perioada realizării studiului 4-9-14-9. Nu. Acolo e altceva. Și zice Regiopol Vest. Da, două secunde, că sunt curios. Eu nu am auzit în viața mea de casa asta de sondaj. Căutați, că și eu am căutat. O să caut pe Google Regiopol Vest. N-am găsit absolut nimic. Așa. Să vedem și noi cine sunt ăștia. Că m-ați făcut chiar curios. Dau acces. Deci, stimați telespectatori, dacă noi căutăm pe domnul Google acest Regiopol Vest, primul lucru pe care îl vedem, vedem ADR Vest. ADR Vest. Brașovenii de la Regio Călători. Regio, pagina principală. Nu găsesc nimic despre o firmă cu numele ăsta. Nici n-aveți cum. Plus că asta cu 610 interviuri la nivelul populației 18+, v-a spus cineva din Giurgiu? Nu, tocmai asta vroiam să spun, că am fost în această campanie, am încercat să ajung și chiar am ajuns pe fiecare stradă, în fiecare sat și am stat de vorbă cu foarte mulți cetățeni. Nu am auzit pe nimeni niciodată să-mi fi spus că cineva i-a întrebat. Din 610, poate 1, 2, 5... Ar fi spus, singur, sau unul singur cel puțin, tot că respira. S-a realizat un asemenea sondaj. Bun, dar acum, vă rog. Faptul vă rog. Că am văzut că numele meu nu este trecut corect, mi-am dat seama că este un sondaj făcut la o comandă din Pix, probabil în grabă mare, și cred că n-au făcut decât să-și cheltuiască banii cei care au comandat acest sondaj, pentru că adevărat... Că acolo 47%? 47%, da. În condițiile în care... Ce-au făcut ăștia? În care candidatul liberal și-a mutat...
de fapt domiciliază de 8 luni de zile în Giurgiu, are o casă de vacanță și chiar și în satul în care are acea casă de vacanță, întrebând oamenii, nu îl cunosc foarte bine. Deci mă surprinde cum dintr-o dată la nivelul Giurgiului ai un procent de 47% când tu nu ești cunoscut în satul în care mai vii din când în când să deschizi ușa la casa de vacanță. Dar și atunci asta ce concluzie am putea să tragem? Pentru că sunt minciuni aruncate și oamenii au dreptate atunci când spun că nu mai au încredere în clasa politică. Doamna Agripina, deci eu am văzut multe sondaje la viața mea, credeți-mă. Dar pot să fac diferența așa, cam dintr-un ochi. Drept e că mă mai ajută încă doi. Între ceva ce se apropie de realitate și ceva ce pare a fi, spuneți dumneavoastră cuvântul ca să nu-l spun eu, ce pare a fi, nu știu, făcătură, da? Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, mă rog, nu știu ce ziar l-a preluat, m-ați făcut să-l preiau și eu. Aici este articolul din ziar, dar v-am zis, n-am... Mă rog, l-am cine preluat, știe ce ziar online o fi? Un ziar n-am fost atent. Așa? Dar eu cu astfel de sondaje, regia vă rog, deci eu cu astfel de sondaje nu pot să fac decât un singur lucru și anume asta. Da? Deci haideți să trecem la lucruri mai serioase, dacă se poate. Da. Nu înțeleg care e motivul, credeți-mă că nu mai poți manipula, cel puțin populația Giurgiului care nu cred că poate fi manipulată cu așa ceva și, mă rog, dar tot după ce mi-ați povestit de sondajul ăsta, mi-ați mai povestit niște lucruri interesante care pe mine m-au lăsat așa, mască. Nici eu nu cred că mai poate fi mai pot fi manipulați cetățenii din Giurgiu. Mai ales în urmă cu o săptămână, lucrurile par să fi scăpat de sub control în ce înseamnă administrația orașului Giurgiu. Păi? După încetarea mandatelor prin ordinul prefectului a fostului primar Vasile Cărăguț și a mai multor consilieri, inclusiv viceprimarul, era normal că trebuie să fie ales un nou viceprimar care a preluat da, și... Da, deci domnul Cărăguț a fost și-a încetat mandatul, pentru că a trecut de la un alt de la PSD. Exact, la alt partid candidează acum decât la cel la care a așa. Fost ales. Era normal să se întâmple așa, pentru că lucrurile trebuie să continue, nu se poate opri, cineva trebuie să organizeze alegerile și nu numai alegerile, sunt foarte multe lucruri. A început școala în această perioadă, trebuie o grijă sporită față de unitățile școlare, o atenție da, sporită. Și a încetat și mandatul viceprimarului și în funcție, pentru că și ea a trecut, nu? Exact, și viceprimarul viceprimarița, de fapt, da. Fostul viceprimar. Primar i-a încetat mandatul. Și atunci ce s-a întâmplat? Și atunci din consilierii care mai erau rămași și nu au trecut la alte partide, s-a întrunit ședință de Consiliul Local și s-a ales nou viceprimar, bineînțeles... Pentru două săptămâni. Da, probabil va fi viceprimarul cu cel mai scurt mandat din istoria Giurgiului. Sau a României? Nu știu, poate mai sunt situații și în alte localități, nu cunosc. Dar ce m-a surprins foarte tare a fost faptul că după o zi după ce s-a ales nou viceprimar a apărut tot domnul candidatul PNL foarte și-a intrat deja în drepturi pentru că actualul viceprimar este consilier PNL de un an de zile, nu are cum să aibă experiență cu o administrație, experiența în administrație se câștigă în timp, nu doar în câteva luni de consilier, dar asta a fost situația. Dar domnul Ovidiu Vlad, candidatul PNL, deja a intrat în primărie și s-a instalat ca și când ar fi cu drepturi depline acolo, a convocat ședințe. Cum adică? Deci nu, cum adică? Deci candidat la primărie. Da. Intră în primărie să ce? Păi, a intrat. În primărie a organizat o ședință în care a fost convocat arhitectul șef al orașului Giurgiu. Dar cine a convocat ședința asta? Păi, probabil că Ovidiu Vlad
Sau viceprimarul în funcție. Așa, și cine a participat la ședință? Arhitectul șef al orașului Gioaciu. Așa, până aici ok. Și au avut invitați niște investitori, potențiali investitori. Da, a participat și candidatul? Sigur că da. În calitate de ce, doamna? Din toate pozele care erau puse, părea că este cel care explică situația. Doamna Agripina, deci vreau să spuneți mie aici că la Gioaciu a fost numit viceprimar PNL, da, care habar nu are de administrație publică locală, decât că a fost consilier local, că ăsta a convocat o ședință cu... Că ăsta a convocat o ședință cu arhitectul șef și la ședință a venit candidatul PNL să vorbească cu cine? Păi, cred că el a condus ședința. Păi cum să o conducă el? În calitate de ce? Cu investitorii. Au fost... Stați, în calitate de ce? Nu se sesizează nimeni? Că mă sesizez eu acum. Păi, cam ar fi de... Păi cum să intri în primărie când tu ești candidat? Adică intri în primărie, că ai dreptul, sigur că dar da, nu ești faci chestii de-astea. Cetățean și ai dreptul să intri în primărie. Dacă ești cetățean al orașului, ai diverse probleme, probabil, de Dumnezeu, rezolvat. Dacă mai auzi așa dar ceva, să conduci ședință conduci ședința și... mi s-a părut un lucru de... Aveți? Bănuiesc că în primărie eu am văzut pozele puse, deci fotografii pe Facebook. Fotografii pe Facebook puse de Ovidiu Vlad, în care explică, se așteaptă la discuție cu investitorii, potențiali investitori, în doresc să deschidă o fabrică de extracție a unor produse farmaceutice și creează 30-50 de locuri de muncă, în care investiția va fi de nu știu câte milioane de euro. Deci erau date și niște detalii tehnice vis-a-vis de ce omul știe și cunoaște, domnule. Știe, da. La care, de asta vă spun. Nu e la care s-a pozat prin nu știu ce birou pe la Ministerul Dezvoltării, că el s-a dus la Ministerul Dezvoltării să discute despre proiectele pentru Gioaciu. Ba da, și în articolul ăsta de ziar, în care este păi în calitate foarte de frumos domnul, îmbrăcat ăsta, câștigătorul, da? Primăriei de la Gioaciu, și aici se spune că este susținut de guvern, de Consiliul Județean. Deci, da, domnul, asta nu e nicio problemă de cine-i susținut, dar de aici și până la a fi ales și până la a putea face demersuri în numele unei comunități, în numele unui OAT, e cale lungă, cel puțin până în 28 septembrie. Și altceva ce se mai întâmplă pe acolo? Eu încep să mă distrez copios. Deci la noastră e... Deci astea sunt ultimele noutăți și ne așteptăm, că este, astăzi este de-abia luni, să vedem până vineri cu ce surprize mai apare PNL-ul în disperarea de a câștiga primăria orașului Gioaciu. Probabil am înțeles că îl și consiliază pe actualul viceprimar destul de des acolo, sunt persoane din PNL care îl consiliază pe viceprimar, trebuie să-l tot ajute și trebuie... Tot candidat îl consiliază. Bănuiesc că e și dânsul. Nu e director aici, pe la uzina mecanică? Aici nu am dovezi clare. Spuneți mie, e director la uzina mecanică? Așa știu. Și nu e aproape în pragul falimentului? Că este director la uzina mecanică și de asta vă zic, bănuiesc că este foarte greu. Zic, uzina mecanică nu e aproape în pragul falimentului? Nu am studiat indicatorii financiari ai uzinei mecanice Orăștie și nu cunosc, nu pot să spun. Început acolo... Poate așa consiliază și pe actualul vice, doamne. Da, de asta vă spun. Bănuiesc că este foarte greu și consiliezi viceprimarul și trebuie să faci campanie și să conduci uzina mecanică Orăștie și să alergi la familie și să locuiești în Gioaciu, familia Indeva, tu trebuie să vii să arăți că locuiești în Gioaciu. Deci e greu. Bănuiesc că este greu, dar asta nu înseamnă că trebuie să încurce... Un fel de... erau niște, parcă și văd pe candidatul respectiv, erau niște desene animate, nu știu dacă le știți, dar cu siguranță ar trebui să vă aduce. Era unul care făcea mic și fugea, cam așa și candidatul ăsta. Probabil că se descurcă, dar de asta vă zic, de aici și până a încerca să manipulezi, să minți și să îți dorești să câștigi, atunci te întreb de ce își dorește funcția de primar. Acum e normal să-ți dorești să câștigi. Să-ți dorești pentru că vrei să faci ceva, dar de proiecte concrete în loc să vii să
poți vorbi despre proiectele tale și să-i convingi pe oameni cu ceea ce vrei să faci pentru el, cu ceea ce au nevoie oamenii trebuie să... dacă atât de bine cunoști toate problemele. Dar asta este altă poveste și vom vedea în 28... Deci v-ați supărat foarte tare pe somnă. Eu ați văzut ce am făcut. Bineînțeles, deci mi-am dat seama că este o mare minciună când am văzut că nici măcar numele nu mi este scris corect. Păi atunci... cum? Nu există candidat Cazan Cipriana în Gioaciu. Deci, întrebat cu cine vreți să votați, cu Cazan Cipriana? Atunci, da, probabil că puteau să scrie acolo orice din... Și mă îndoiesc că au fost în Gioaciu pe teren și au întrebat cetățenii. Păi nici măcar n-apar pe Google. Dacă Google nu te găsește, nu existi. Ca... Nu, cum ați căutat și dumneavoastră și eu am încercat să caut, să văd cine este această casă de sondare și am găsit numai mersul trenurilor Interregio la cuvântul Regio. Da. Bun, haideți să mergem și la proiecte. Are rost să vă spurați, faceți riduri, știți dumneavoastră, no. Crește colesterolul. Din asta vor mai fi. Se pare că așa știm noi românii să facem campanie electorală, cel puțin prin unele blocuri, în loc să ne batem în proiecte, în vorba noastră, în dezbateri, venim cu chestii de... Problemele sunt atât de multe și fiecare om își dorește poate altceva, poate un lucru destul de mărunt, dar aparent pentru o administrație locală, dar pentru el contează și înseamnă foarte mult. Știi ce e interesant? Acum fac o mică paranteză. Mâine va fi invitat domnul Căreguț, candidatul PSD. Sunt curios ce are el de spus despre chestia asta și cum mi se pare, dacă știe, dar cu siguranță știe și el toate lucrurile Mă gândesc astea. Că nu poți să ascunzi atunci când îți vin niște investitori și intră în primărie, nu poți să-i bagi pe ușa din spate și să-i ții ascunși. Nu, vis-a-vis de sondaje. Sondajul clar a apărut peste tot, a fost publicat și în ziar. Bănuiesc că este o... Eu nu știu în ce ziar, m-ați făcut curios să caut de ziar, dar parcă văd iarăși că e o pagină din aia pe... internet cu pretenții de ziar. Dar vă mai spun ceea ce mi se pare iar curios la ce se întâmplă în administrația de la Gioaciu. Configurarea actualului Consiliu Local este format din 5 consilieri PNL, 5 PSD și 5 ALDE. Până mai acum câteva luni, totul a fost foarte roz. S-au înțeles perfect. Și PNL-ul, și PSD-ul, și n-am văzut proiecte respinse. Sau să nu treacă de comisiile de specialitate anumite proiecte. Da. Deci toți peneliștii au fost perfect de acord cu ce s-a întâmplat în Gioaciu. Și acum, dintr-o dată, vii și strigi. Mai mult, 3 dintre consilierii intrați inițial în... consilierii PNL intrați inițial în Consiliul Local au plecat pe rând pentru că au obținut diverse funcții în primăria Gioaciu. Deci până acolo a fost totul foarte bine. Primul consilier a renunțat la Consiliul Local, s-a angajat în serviciu de asistență socială. Al doilea consilier a renunțat la funcția de consilier din partea PNL, s-a angajat în administrația, în serviciu administrativ al orașului Gioaciu. Al treilea consilier, anul trecut când a intrat actualul viceprimar, al treilea consilier iese și este manager de proiect pe casa de centru de zi pentru persoanele vârstnice. Deci până anul trecut, la începutul anului și mai acum când lupta a început să se dea mai la baionetă, au fost... toate lucrurile au fost perfecte și acum încep să strigi doar ce se face, ce este rău în Gioaciu sau ce s-a făcut rău. Eu cred că nu așa ar trebui parcă să gândim. Mă uit la dumneavoastră acum și mă surprindeți puțin, parcă i-ați face campania lui Căreguț acum. Eu nu fac campanie nimănui. Da, așa înțeleg, fac campanie doar mie, dar mi se pare că lucrurile trebuie arătate așa cum ele sunt. Mare lucru. Indiferent să spună de și sunt foarte puțini cei care spun lucrurilor pe nume. Da, chiar apreciez lucrul ăsta, sincer. Într-o campanie electorală să spui chestia asta,
și îmi asum ceea ce spun, pentru că sunt lucruri care s-au întâmplat și ele pot fi probate oricând, oricine este curios poate să vadă că așa au stat lucrurile în primăria Giurgiu. Indiferent, lucruri s-au făcut în Giurgiu, mai sunt încă foarte multe de făcut, de asta v-am spus, eu mă așteptam ca în această săptămână să avem ocazia, măcar să avem o dezbatere, o discuție între toți candidații, să vină și să-și prezinte proiectele, ceea ce vor să facă în continuare. Pentru că încă mai sunt foarte multe lucruri de făcut în Giurgiu. Apropo de lucruri de făcut, ce program electoral mai aveți dumneavoastră pentru Giurgiu? Păi în Giurgiu... Ca să apucăm să povestim și despre... În Giurgiu... Cu tot cu satele aparținătoare. În ce a însemnat Giurgiu, am expus în emisiunea la care am fost invitată data trecută, principalele pe sănătate, construirea unui ambulatoriu cu cabinete de specialitate, o cameră de gardă pentru urgențele minore, un laborator de analize medicale, să mergem și să creștem învățământul la un nivel superior, pentru că se poate înființa pe ceea ce înseamnă agricultură, pentru că este o zonă care se pretează în acest sens și trebuie să ne formăm tinerii ca specialiști în agricultură, cei care doresc, bineînțeles. Și tot în Giurgiu este nevoie de extinderea, construirea de parcări, amenajare de parcări, pentru că nu există pistă de bicicletă. Avem nevoie de un parc în Giurgiu. În Giurgiu nu există un parc central. Avem o zonă foarte mică, prinsă cumva între blocuri și între clădiri, în care e mult prea puțin. Și ar trebui găsită zona, găsite soluții și amenajat un parc al orașului, unde să poți să... cei care doresc să se plimbe să poată ieși în parc. Dar ceea ce am văzut eu și îmi doresc foarte mult este nevoia de a exista un transport local care să unească satele aparținătoare orașului Giurgiu de centru. Pentru că foarte mulți au nevoie la primărie, să spunem, sau la un cabinet medical sau la magazin sau oriunde, au nevoie să ajungă în Giurgiu. Nu toți au mașini. Persoanele mai în vârstă trebuie să aștepte să vină cineva să îi ajute. Și atunci un transport local care să știe că la o anumită oră face legătura între satele aparținătoare și centrul orașului, eu cred că este absolut necesar. Dar vorbind de transportul local din Giurgiu, satele mai îndepărtate sunt Homorodu, Aurel Vlaicu, Cigmău, chiar și Bozeșu. Dar la Aurel Vlaicu este cu atât mai greu că trebuie să iasă toți care doresc să vină în Giurgiu, să circule spre Giurgiu, trebuie să intre pe șoseaua națională și de acolo să... Deci este ocolul destul de mare, sunt 10 km. E mult, da. Este foarte mult. Și tocmai de aceea, ca particularitate pe satul Aurel Vlaicu, m-am gândit că ar fi absolut necesar înființarea unui punct de lucru al UAT-ului, al Unității Administrativ-Teritoriale, a primăriei, un birou care să funcționeze o dată pe săptămână, în care cetățenii știu că pot să vină să-și rezolve problemele acolo la ei în sat, fără să mai trebuiască de multe ori... În fiecare sat sau într-un sat anume? Nu, doar în Aurel Vlaicu, acolo este și este un sat cu mai mulți locuitori și mult mai îndepărtat de centrul orașului față de celelalte sate. Da, așa este. Și e destul de mare Aurel Vlaicu. Da, este destul de mare Aurel Vlaicu și acolo, iară, problemele, de asta vă zic, nu se termină. Stând de vorbă cu cetățenii, afli tot timpul lucruri care ar fi trebuit rezolvate până în momentul de față. În satul Aurel Vlaicu, cea mai mare problemă este pârâul care produce inundații atunci când ploile sunt abundente. Și anul ăsta, pe începutul anului, au fost situații în care le-au fost inundate casele. Deci acolo trebuie găsită o soluție neapărat de a reuși să găsești împreună cu cei de la Apele Române. Cred că cea mai sigură soluție ar fi de construirea unui bazin de colectare a apei în amonte de cursul acestui pârâu. Astfel încât
toate zonele, și agricole, chiar și casele, să fie protejate atunci când se întâmplă. Nu doar să stăm, să ne uităm și să ne rugăm să nu vină ploaia și să nu fie calamități. Deci trebuie luate măsuri urgente acolo în ce înseamnă rezolvarea construirea acestui bazin de colectare a apei. Da, acum nu știu exact cum e relieful acolo, dacă nu merge o regularizare la nu știu ce. De asta vă spun aici, cu siguranță împreună cu specialiștii din... E vreo vale pe acolo, e vreun râu, Este un râu care se... Și dacă ar fi regularizat, cumva lărgit albia lui sau... Nu prea permite. Sunt zone unde trece chiar prin sat și acolo nu mai există... E adâncită albia, betonată, nu știu. Și acolo, de asta v-am spus, împreună cu specialiști de la Apele Române pot fi găsite soluțiile cele mai bune. Iar oamenii erau nemulțumiți de modul în care au fost despăgubiți în urma calamităților. S-a făcut o situație de la o comisie de la primărie care a mers și a constatat care au fost pagubele produse în urma inundațiilor. S-a făcut o listă cu vreo 12 familii inițial care trebuiau să primească despăgubiri și în final au fost despăgubite doar 5 familii. Și întrebam pe ceilalți, dar de ce? Ce s-a întâmplat? Și a spus că de la primărie li s-a spus că a venit prefectul și doar cu o altă comisie și așa a constatat. S-a refăcut lista și în loc să fie 12 au fost doar 5. Ori, iar am spus, aici primăria, primarul, în primul rând, ar fi trebuit neapărat să se implice, să vadă ce s-a întâmplat. De ce restul cetățenilor care inițial i-ai trecut pe listă au rămas nedespăgubiți, ce criterii nu au îndeplinit sau care erau... Am înțeles, adică de ce... Care au fost problemele care au determinat să nu primească despăgubiri pentru calamități. Dar nimeni nu le-a explicat nimic. De asta vă zic că încă sunt foarte multe lucruri depus la punct în joagiu. Tot în satul Aurel Vlaicu, că acum aici la dumneavoastră tot îmi amintesc, am mai întâlnit o familie tânără cu 3 copii care de 6 ani de zile depun cereri în fiecare an pentru a li se atribui o bucată de teren să-și construiască o casă. Și-am zis, totuși, de ce nu vi s-a rezolvat? 5-6 ani înseamnă mult. A zis că în fiecare an îl punea să actualizeze dosarul. O să vedem luna viitoare, încercăm peste 3 luni să identificăm terenul. Ultima dată li s-a cerut să facă dovada, acum un an, să facă dovada banilor pe care îi are pentru a construi acea locuință. Dacă e necesar o astfel de dovadă? Bineînțeles că este un abuz. Acei tineri s-au dus și și-au angajat un credit la care plătesc dobândă. În momentul de față stau cu banii blocați în cont ca să poată demonstra primăriei că au acei bani pentru a-și construi o locuință și nu primesc terenul. Ori este inadmisibil să porți pe drumuri de atâția ani o familie care chiar are nevoie de o locuință și doreau să își construiască acea locuință. De asta vă zic, problemele oamenilor sunt atât de diverse. Astea sunt lucruri la care trebuie să te implici și să le rezolvi. Nu există o stație de autobuz. Copiii când pleacă stau în ploaie și așteaptă microbuzul școlar pentru că nu există amenajată o stație de autobuz. Nu doar în Vlaicu. Sunt mai multe sate care nu au o stație de autobuz. Copiii stau sub umbrelă, că este și toamnă și iarnă în Gioagiu. Nu este doar vară ca peste și... tot, iarnă, ca peste vară, tot. Nu? Da. Ce v-ați mai propus? Avem foarte puțin timp la dispoziție. Trece foarte repede timpul. Mai m-am gândit la satul Cicmău, pentru că și acolo trebuie neapărat să reconstruim casa memorială a lui Ioan Budai Deleanu, încât Cicmău să îl redăm unui circuit și să fie atractiv din punct de vedere turistic. Dar în Cicmău nu avem străzi asfaltate, nu avem apă, nu avem canalizare, deci foarte, foarte multe lucruri, pentru că și Cicmău înseamnă tot Gioagiu. Deci
trebuie să ne gândim la toți locuitorii. Acolo sunt mai puțini locuitori, într-adevăr, dar au plecat și sunt foarte multe case părăsite tocmai datorită faptului că nu au mai găsit de lucru, nu au mai putut, satele au îmbătrânit, sunt tot mai multe persoane vârstnice, tineri au plecat și trebuie să găsim o soluție să-i atragem, să revină la locurile natale și să dezvoltăm orașul Giurgiu. Pentru că eu cred că ar dori să vină dacă ar găsi, dacă ar avea unde să lucreze și dacă ar putea să-și construiască și să-și dezvolte gospodăriile acolo. Sunt oameni harnici cei din Giurgiu. Foarte, foarte mulți tineri ar dori să vină și nu... Pentru Gelmar, zic bine, sau Gelmar, cum e corect? Gelmar. Gelmar. Ce ați gândit? La ce v-ați gândit? Și în satul Gelmar au mai fost strada principală, s-au refăcut trotuarele, este un mic părculeț acolo cu un teren de sport, deci pentru Gelmar încă mai sunt străzi, da, puține neasfaltate, deci continuarea asfaltării este destul de puțin, amenajare de trotuare, asta este, ar fi esențial, dar pentru Gelmar, faptul că este așezat exact pe malul râului Mureș și acolo s-ar putea dezvolta foarte frumos o zonă de agrement în care prin amenajarea digurilor pe, ca și zonă de promenadă să poți reda frumusețea râului printr-o astfel de amenajare. Și iară locuitorii cu siguranță ar avea unde să meargă în timpul liber, nu doar să urce pe digul de la Mureș și să privească. Bun, dar ce înseamnă asta? Că am văzut pe fluturașul noastră cu multiple facilități. Deci amenajarea unei zone de agrement să se relaxeze într-un cadru special amenajat cu multiple facilități. Adică ce? Păi, acolo pot fi și terase, pot fi și terenuri de joacă amenajate, pot fi și zone doar de plimbare sau de relaxare. Deci pot fi o zonă găsite de grătar, și, de picnic, și o zonă de picnic și poate în timp se găsesc proiecte de dezvoltare în care să pui în valoare și râul Mureș și să ai anumite bărcuțe de agrement care locuitorii să se poată relaxa în perioadele în care timpul permite și timpul. Mai sunt localități, Homorod, mai e Mermezeu, nu? Asta e mică. Da, Mermezeu, Văleni, da, sunt... De fapt, Mermezeu, Văleni e una și același lucru? Nu, sunt diferite, dar sunt foarte mici și foarte departe totuși de Homorod. Prin Homorod se ajunge la Văleni și Mermezeu. Dar Homorodul este un sat mai mare al orașului Giurgiu și în Homorod, iar în afară de agricultură și creșterea animalelor, nu au altă ocupație pentru că nu există altceva și atunci trebuie, încă mai sunt foarte multe străzi neasfaltate în Homorod, este foarte greu accesul, nu este apă în Homorod până sus unde sunt 5-6 familii care își iau apă de la o singură fântână. Au animale și spuneau că le este foarte greu. Iarăși revin, acum e încă puțin mai bine, dar iarna este extrem de greu să mergi și să aduci apă de la o singură fântână. Era undeva cu fiii satului, nu mai știu, am fost pe acolo. La Văleni. La Văleni. Chiar am zis la un moment dat, zic, domnule, zic, aici iarna... Dacă da. E să vii cu mașina... Este foarte greu, pentru că sunt izolați... Și locuitori mai sunt acolo, foarte puțin. În jur de 20 de locuitori e puțin. Foarte puțin. Și acolo au plecat. S-au mai dezvoltat case de vacanță. Am văzut în acea zonă, au început să-și construiască cei care au fost vrăjiți de peisaje, pentru că locurile sunt absolut deosebite. Dar
poate și acolo ar trebui sprijiniți să, să își dezvolte mai mult, chiar și din acest, din acest punct de vedere, se poate dezvolta turistic și, și zona Homorod, pentru că locuri există foarte multe și foarte frumoase. Bun. Am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. De ce ne-ați plecat, doamna, din Georgia? Pentru că studii aveți, posibilități cred că ați avut de-a lungul vieții, soțul dumneavoastră am înțeles că este medic, dumneavoastră aveți o pregătire destul de ridicată, ați și putut foarte bine să vă duceți, nu știu, să mergeți la Deva, stați în Deva, să vă luați o casă în Deva, sau nu undeva, altundeva, în alt oraș, în Timișoara, în Cluj, în Alba, în Oradea. Nu m-am gândit niciodată să, uite, să plec din Giurgiu. Eu am copilărit în Giurgiu Băi. Acolo am locuit, înainte să ne construim casa în Giurgiu și să ne mutăm în Giurgiu, am locuit în Giurgiu Băi. Și am fost vrăjită de frumusețea locurilor și a Giurgiului. Și de-a lungul timpului am încercat totdeauna, atunci când am avut posibilitatea, să fac ceva pentru Giurgiu. Nu, poate că nu suficient, poate că se poate mult mai mult, dar doar prin implicarea fiecăruia dintre noi. Dacă ne-am dorit toți să plecăm, nu știu ce s-ar întâmpla. Iar în ultimii 20 de ani, văzând cât de repede cât de mulți cetățeni au ales să plece, mai ales tinerii, atunci mi-am dat seama că trebuie neapărat să mă implic și să încerc să convinc că trebuie foarte multă seriozitate pentru a construi ceea ce s-a pierdut în ultimii 20 de ani. Cred că e nevoie doar de seriozitate, de a lucra împreună cu ceilalți, indiferent din ce partid ești. Nu cred că asta ar trebui. Atunci când ajungi primar, ai un consiliu local format din mai multe partide politice, reprezentanții ai mai multor partide. Trebuie să lași deoparte ceea ce înseamnă culoare politică și trebuie să îi atragi pe toți consilierii, să-i cointeresezi în proiectele pe care vrei să le dezvolți, să le asculți și inițierea proiectelor lor, că sunt convinsă toți care merg acolo se gândesc că doresc să facă ceva. Și nu chiar toți. Eu așa cred. Credeți, adică așa cred că ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Am înțeles. Și atunci lucrurile ar putea să meargă într-o direcție bună. Dar dacă există o continuă ceartă, 4 ani de zile ai noștri cu ai voștri, cred că nu se întâmplă nimic bun. Și rămân tot ca proștii. Nu îmi permit să spun așa ceva, păi nu, dar... Așa e vorba cântecului. N-am spus-o noi. E un cântec, până la urmă. Asta e. Doamna Agripina Alena Cazan, am ajuns la final de emisiune. Nu ați avut parte de dezbatere în campania asta electorală, deși v-ați fi dorit una. La final, ce le transmiteți celor care se uită la noi? La final, aș vrea să-i rog pe toți locuitorii orașului Giurgiu să înțeleagă că un primar și consiliul local înseamnă oameni, în primul rând. Să fie foarte atenți la toți cei care vin astăzi în fața dânșilor să îi roage să îi voteze, să fie atenți ca oameni, ce au reușit să realizeze până în momentul de față, nu datorită funcțiilor administrative pe care le-au obținut, ci ei ca oameni. Ori dacă aceste lucruri ar fi făcute cu foarte multă seriozitate, cred că și alegerea dumneavoastră ar fi mult mai simplă. Stimate doamnă, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc, sincer, succes în alegeri. Mulțumesc frumos! Stimați respectatori, Agripina Alena Cazan, candidat din partea Pro-România, pentru funcția de primar al orașului Giurgiu, a fost invitată la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de Capital TV. Numai bine!